Bine v-am găsit! Bună ziua! Bine te-am găsit, Sorin! Bine ai venit alături de noi la acest webinar în care ne focusăm oarecum pe managementul oamenilor, a echipei în perioada de criză, ce facem, cum îi menținem, cum menținem moralul ridicat, cum facem ca mentalitatea noastră să nu fie afectată de această pandemie care bagă frica în sufletele noastre. Sorin Faur este un prieten vechi al platformei Business Days și este alături de noi de ani de zile. Este un expert în resurse umane, antreprenor, fondator Academiei de HR. Este un expert în consultanță, recrutare și training în resurse umane, abordează toate probleme importante de people management, contribuind la atragerea, păstrarea și dezvoltarea talentelor în companiile din România. Are peste 20 de ani de experiență în domeniul resurselor umane, fiind implicate în proiecte complexe de consultanță și management în arii precum design și optimizare organizațională, managementul schimbării, managementul și evaluarea performanțelor, proceduri de HR, recrutare, training, assessment. Mai multe despre Sorin îl invit să vă spună chiar el în acest preambul, că în mod normal webinarul va începe la 12:10, dar am zis să intrăm un pic mai devreme să compensăm oarecum eșecul de la webinarul cu Ian Cuguda, pe care o să-l reluăm cu succes pe o altă platformă, Zoom, mâine dimineață la 9:30. Ok, Sorin, spune-ne câteva cuvinte despre tine, despre ce vom vorbi astăzi, care sunt topicurile principale, cu ce lesson vor pleca cei care ne ascultă. Sigur. Salutare tuturor! Mă bucur să avem acest webinar astăzi. Mulțumesc, Laszlo, pentru invitație și Business Days, într-adevăr, lucrăm de mult timp împreună, pentru că, iată, acum sunt timpuri mai ciudate prin care trecem, avem provocări noi. Am gândit acest webinar să vină în sprijinul celor care trebuie să facă managementul echipelor la distanță. Mă gândesc că sunt foarte mulți dintre voi care fac asta, pentru că suntem sub ordinul de restricție, stay home, și stăm acasă pentru că este safe. Pe de altă parte, bine ar fi să ne ținem business-urile la lucru, să funcționeze, să producă bani pentru economie, pentru că fiecare zi costă și fiecare zi de shutdown ne costă foarte mult, este tot mai greu să pornim apoi business-urile și economia. Pentru unii deja devine imposibil. Așa încât trebuie să ne chinuim să facem tot ce este necesar, să ținem business-urile în lucru, să gestionăm echipele, să producem bani pentru noi, pentru angajații noștri. Șomajul tehnic nu e o soluție decât pe termen scurt, însă pagubele pot fi mult mai mari. Managementul echipei la distanță devine deci o necesitate în noile condiții. Din fericire avem tehnologia să ne ajute să facem lucrul ăsta. Și vorbesc din postura unuia care este pe segmentul ăsta de management la distanță de foarte mulți ani. Înainte de a pune prezentarea pe ecran, câteva informații legate de modul în care se desfășoară acest webinar. Urmează 40 de minute de prezentare din partea lui Sorin, iar în ultimele 20 de minute, ca și la webinarele de ieri, va fi o sesiune de Q&A. Vă rog frumos ca întrebările să puneți în partea de jos unde scrie questions, iar chat-ul să-l folosim pentru feedback-uri rapide de genul nu se aude, probleme cu imaginea, dacă vreți ca anumite lucruri să repetăm, de exemplu să reluăm un slide pe care nu le-ați priceput. Oricum, toți veți avea acces la înregistrare, la toate materialele pe care le folosim și le oferim aici ca și suport. Okay. La final, înainte de a închide în ultimele 5 minute, împreună cu Sorin, noi ne gândim să dezvoltăm niște produse educaționale și de consultanță în setup și suport al unor programe de reinventare a business-urilor, motiv pentru care aș vrea să avem un dialog scurt legat de niște input-uri pe care le avem nevoie din partea voastră, în așa fel încât să definitivăm și să poziționăm produsul cât mai corect și, bineînțeles, să fie cu utilitate maximă pentru voi. Sorin, din acest moment microfonul îți aparține, îți doresc mult succes la prezentare și nu uitați, cei care ne urmăriți, aveți zona de open questions, totdeauna când apare e bine să-l puneți acolo, la final le parcurgem și dacă nu reușim să răspundem la toate, ca și în cazul invitațiilor de ieri, vom face un articol și le vom răspunde la fiecare cât mai detaliat posibil. Haideți să intrăm în prezentare atunci. Un cuvânt, două despre mine rapid. Spuneam și legătura cu munca la distanță. Fac asta deja de foarte mulți ani. mai ales în ultimii 10 ani, când am lucrat la BDO, în postura de coordonator pe Europa de și Balcani. Am avut 14 țări în subordine. O să vin cu câteva detalii și mai încolo să vedeți cum lucram și apropo de metodologia de lucru la distanță pe care am folosit-o. Dar spuneam, ce mă legitimează în calitatea de a ține acest webinar este o experiență vastă pe care am acumulat-o nu de ieri de azi în criză, ci de aproape 10 ani. 10 ani cât am coordonat partea de resurse umane pentru cele 14 țări din Europa ale BDO, am lucrat la distanță, vă dați seama, nu se putea altfel. Sigur, aveam și privilegiul întâlnirilor, călătoriilor, mergeam în diverse locații și ne vedeam cu toți ca echipă, dar nu se putea întâmpla zilnic, vă dați seama, și costurile ar fi fost foarte mari. Deci am lucrat timp de 10 ani foarte mult făcând management de echipă la distanță, utilizând succesiv softuri din ce în ce mai evoluate, pentru că nu toate care sunt astăzi erau atunci, dar am evoluat cu timpul. Însă practica și experiența de a lucra la distanță o am deja de foarte mulți ani. În calitatea pe care am avut-o, am lucrat cu țările din Europa de Est și Centrală, Serbia, Slovenia, Grecia, Bulgaria, Turcia, Turkmenistan, Kosovo, Moldova de peste Prut și am avut, deci, foarte multe comunicări la distanță. O să vă împărtășesc din experiența mea. Ca studii, rapid, sunt absolvent de psihologie, 2 mastere pe psihologie, unul pe psihologie națională și unul pe psihoterapie și psihodiagnoză. Am făcut apoi, am început să lucrez la Adecco, a fost primul meu job în carieră, psiholog recruiter. Am stat 5 ani, am plecat de deputy country manager și head of recruitment, director de resurse umane la Ipsos, unde am stat 5 ani, am plecat la BDO, spuneam, unde am fost coordonator pe Europa de Est și Balcani 10 ani și pe partea de studii, un executive MBA cu Vienna University la, evident, Viena și Austria și studii în state, cele mai recente la Sloan School of Management la MIT în US. Bun. Câteva poze din activitatea publică, e bine să fii cât mai vizibil în ziua de azi și marketing personal e important, Laszlo știe foarte bine. Ce facem la Academie? Abordăm toate problemele importante de HR și people management și contribuim prin proiectele noastre de recrutare, cursuri, servicii la atragerea, păstrarea și dezvoltarea talentelor în companiile din România. Suntem deci pro-România și pentru România, în sensul în care nu exportăm forță de muncă în afară. Suntem o firmă de recrutare de servicii umane care aduce oamenii în România, fie de afară, fie din România în România, pentru companii din România. Pentru că ne-a luptat ani de zile, până acum câteva luni, să găsim talente pentru companiile din România și să le asistăm în dezvoltarea acestora. Asta facem și în continuare. Poate mai puțin pe recrutare zilele astea, mai mult pe dezvoltare și pe crisis management, servicii pe care le avem foarte solicitate în zilele astea. Bun, haideți să trecem în prezentare. Subiecte pe care le abordăm, timpul este scurt, mi-am propus foarte multe, sper să reușesc să le și atingem. O să discutăm despre diferențele dintre managementul echipei la distanță și managementul direct, ce câștigăm, ce pierdem și, evident, instrumentele electronice de managementul echipei. Câteva sunt foarte multe, câte o să am timp să recomand și să intru în câteva detalii. Managementul motivației și working remote din perspectiva colegilor, ce se schimbă din partea lor, nu doar din partea noastră ca manager și ca owner de business, poate și antreprenori, cum văd ei lucrurile și cum percep lucrurile din această perspectivă și, evident, question and answers la final. Chiar vă rog să fie o parte interactivă, să încerc să răspund la cât mai multe întrebări. Ce diferă? Foarte multe diferă. Paradigma se schimbă astăzi de comunicare. Acolo am încercat să ilustrez o barieră care apare în această paradigmă, nu mai putem comunica direct. Ei bine, provocări, dezavantaje, lipsește contactul direct. Chiar și dacă avem o cameră video, ați observat că de multe ori, uite, nu putem privi direct în cameră, modul în care este poziționat, ne căutăm privirea, știți, se spune că ochii sunt oglinda sufletului. Și totuși, chiar dacă ne uităm ochii în ochi prin cameră, parcă nu e același lucru. Nu mai vorbesc că de multe ori nu reușim să o facem. De exemplu, când, uite, unghiul camerei este într-un fel anume și nu te poți privi. Când folosești telefonul, când folosești e-mail-ul, când folosești diverse platforme, comunicarea vizuală nu este neapărat acolo. WhatsApp, sunt mijloace de comunicare la distanță, management remote, dar nu sunt neapărat și contact vizual. Zoom-ul, sigur, ajută, iată, și canale de comunicare, măcar ne putem vedea, completăm un canal lipsă. Mai important însă este distanța emoțională care apare, Pentru că haideți să ne gândim, eu pot să te sun oricând, ești colegul meu, ești angajatul meu sau ești șeful meu. Dar asta necesită o acțiune pozitivă, să te sun, să te contactez. Eu trebuie să-mi iau inițiativa, curajul să o fac. Și vedeți, într-o echipă, când suntem într-un birou 10-15 oameni, într-un open space sau într-o locație oarecare, contactul este implicit. Nu trebuie să-și cer voie să comunici cu tine, chiar dacă este doar de vorba de un telefon. Pur și simplu ești acolo. Salut, Matei, ce faci? Îmi dai și mie fișierul ăla. Comunicarea este implicită și imediată. Suntem în același spațiu, da? Pe când așa trebuie să te sun. Încă o dată, pare că e același lucru, dar nu este, pentru că e o distanță emoțională și unii sunt rezervați. Dacă sun acum, ce o să creadă? Poate are treabă, poate. Și dacă sunt de 7 ori pe zi, parcă devine intruziv. Adică există o limită până la care tehnologia poate suplini această distanță între noi pe care nu avem. Dacă stăteam 8 ore în birou, nu mai vorbesc că ieșeam la masă împreună, discutam vrute și nevrute, se crea o conexiune emoțională. Acum nu pot să te sun doar așa de dragul de a mai schimba și vorbe cu tine. Pot să o fac, dar e clar că lucrurile nu se mai întâmplă la fel de des. Înainte ne vedeam la întâmplător, mergeam pe hol și ne întâlneam la water cooler, da? Sau aveam o cafea împreună, sau coboram la masă și luam un snack, sau chiar ieșeam împreună la o masă. Lucrurile astea contează foarte mult pentru noi ca oameni. Suntem ființe umane, ființe sociale. Pe când telefonul de obicei necesită o intenție și dacă te sun, probabil că o să-ți respect timpul și o să te sun cu o treabă, cu un scop obiectiv, cu un task de rezolvat, nu neapărat doar de dragul de a fi în contact. Este clar că distanța emoțională crește foarte mult și relațiile trebuie compensate. Deci noi trebuie să întreprindem acum acțiuni pozitive de menținere a teamwork-ului și a contactului între oameni. Nu mai este doar natural prin simplu fapt că suntem în același spațiu. Iarăși, pentru unii este o lipsă de abilități și de tehnologie. Pare că este pentru oricine Zoom-ul și iată webinarul, dar uite că apar și probleme tehnice ca azi dimineață care ne pot afecta. Sunt fel de fel de glitch-uri, sare netul, nu funcționează nu știu ce, se aude prost. Adică unora lipsesc abilitățile tehnologice, poate noi avem o cultură, discutăm, dar haideți să ne gândim la oameni care nu au neapărat tehnologie sofisticată, nu au neapărat smartphone-uri, nu au neapărat ultimul tip de cameră, ultimul tip de microfon, ultimul tip de... Nu au astfel de instrumente, au un telefon cu care pur și simplu vorbesc și cam atât. Eventual laptopul, dacă vorbim de muncitori, dacă vorbim de oameni de o anumită condiție socială mai scăzută, s-ar putea să nu aibă astfel tehnologii necesare și să afecteze modul în care comunici cu ei din lipsa lor. Banii sunt deci importanți, tehnologia este importantă și nu doar tehnologia, ci și softurile aferente. Avem nevoie de licențe. Anumite softuri costă, licențele astea costă. Unele vin gratis, cum sunt Zoom sau mail-ul sau chat-urile sau WhatsApp-ul, dar altele cu funcții mai sofisticate necesită licențe și trebuie să le cumperi pentru fiecare om în parte. Dacă ai 100 de oameni, costurile escaladează foarte repede la niște sume pe care s-ar putea să nu vrei să le dai imediat. Și evident comunicarea în grup este mai dificilă. Iarăși putem face group sessions, dar să ne sincronizăm, să stabilim o oră, să fim toți acolo, fiecare din mediul lui de acasă. Sunt diverse provocări. Toate aceste lucruri afectează deci capacitatea noastră de a comunica. Între emițător și receptor apar niște bariere, după cum vedeți. Niște bariere care schimbă capacitatea celor doi de a comunica, o complică, pune niște filtre de comunicare între ei și o reduce. Ce se întâmplă cu comunicarea? În plus, pierde nu doar sub aspectul, spuneam, emoțional, pierde chiar sub aspectul substanței directe. Avem studiile și regula lui Mihabrian care spune foarte clar, băi, din comunicarea pe care o avem face-to-face, doar 7% este verbal, mesajul pe care îl transmitem, 38% sau pe acolo, sigur, sunt niște procente, că sunt 7, că sunt 10, reprezintă vocal și paraverbal și contează foarte mult și non-verbalul. Știți foarte bine că noi putem să spunem nu, dar de fapt să spunem da, să spunem da, da, uite, o să mă uit peste raportul respectiv și îți dau mâine un răspuns, care este clar un nu sau de multe ori da. Adică verbalul este una, vocalul și non-verbalul este alta. Aceste canale lipsesc de multe ori dacă nu folosim un canal vizual și chiar și atunci sunt mediate. Deci o parte din comunicare se pierde. Comunicarea este mai mult decât ce spune o persoană. Da? Include de asemenea elemente despre cum spune și ce face în timp ce spune. Contează foarte mult și de-aia ne uităm la un actor, de exemplu, toată mimica pe care o are, știți foarte bine cât contează modul cum pronunți. Nu e de ajuns să spui to be or not to be, da? Era un filmuleț celebru pe net. Poți să spui în 7 feluri to be or not to be și să însemne lucruri complet diferite, da? Celebra frază din Hamlet. Sau ne trebuie un nou model al comunicării. Ne trebuie un nou model al comunicării, unul care să țină cont de aceste diferențe. Comunicarea devine parțială, da? Și mediată, și deci ne trebuie un nou model care să țină cont de aceste caracteristici, dacă vrem să-i păstrăm eficiența, desigur. Și iată, vreau să prezint aici, sunt mai multe modele, încă o dată sub timpul pe care îl avem la dispoziție nu îmi permite să intru în foarte multe detalii, dar vreau să prezint doar unul dintre ele care mi s-a părut important și ușor de înțeles. Un model al comunicării mediate. Ce spune? Persoana A, persoana B. Persoana A are motivele, nevoile și sentimentele sale. Firești, normal, ca oricare dintre noi. Și ea le transpune în comunicare. Numai că acum comunicarea fiind mediată, da? Ea nu mai este implicită și directă. Este mediată. Persoana B, care se află de partea cealaltă a firului, fie Zoom, fie telefon, fie e-mail, fie chat, nu contează, decodează subiectiv motivele, nevoile, sentimentele lui ea. Pentru că nu mai are tot spectrul de informații vizuale, auditive, inclusiv tactile, inclusiv, cum să zic, stare de spirit pe care o simți lângă un om, energii. Sunt elemente de psihologie fină pe care le știm că le întâlnim la contactul direct. Suntem ființe sociale și ne dorim să fim aproape unii de alții. Deci el decodează subiectiv și cu foarte multe potențiale erori motivele, nevoile, sentimentele lui ea, are propriile reacții la ceea ce a înțeles și în baza acestor reacții, da, își transpune mediat nevoile și sentimentele sale către B, care le decodează subiectiv. Și știți acel lanț cauzal, telefonul fără fir, unde la un capăt al telefonului spui am plecat la piață, da? Ne vedem la 11 și de partea cealaltă, prin 7 interlocutori sau 7 canale de comunicare și așa mai departe, se aude am plecat la George și ne vedem la poi mâine, da? Pentru că fiecare a înțeles și a putut și a transmis mesajul aproximativ. Ei bine, acest lanț al comunicării fiind afectat și parțial și mediat, pierde elemente care în această buclă continuă poate să pierdă tot mai multe elemente. Astfel încât persoana A și persoana B au mult mai multe șanse în comunicarea mediată să nu înțeleagă ce spun ceilalți, să fie într-o eroare de comunicare. Sigur, asta ce înseamnă? Că atât persoana A cât și persoana B, interlocutorii unui dialog mediat, trebuie să fie conștienți acum de riscurile care apar ca urmare a acestei situații și să le compenseze în mod activ. Ceva ce în modelul comunicării directe nu trebuie să facă. Doar ce comunicarea s-a schimbat și interacțiunea trebuie să se schimbe, ținând cont de noi factori. Deci sunt niște consecințe. Interlocutorii trebuie să compenseze prin comunicare explicită ce au pierdut din comunicarea implicită. Eu nu mai pot să comunic mediat la fel cum comunicam direct și imediat. Da? Trebuie să fac niște eforturi susținute de a compensa ce se pierde. Trebuie să știu ce se pierde, trebuie să știu cum să compensez și trebuie să o fac. Da? Adică sunt niște acțiuni pozitive care înainte erau implicite. Te citeam direct, acum trebuie să compensez, să te întreb, o să vedeți niște exemple. Crește rolul ascultării. A auzi este o abilitate născută, da? Cade, dau drumul la o piatră pe asfalt, cade, face un zgomot, da? Iată, un zgomot. Dacă îl auzi, ai o abilitate născută, sigur, cu excepția celor care au deficiențe de auz din naștere. În schimb, a asculta este o aptitudine ce necesită atenție și exercițiu. Nu este implicit. Și distanța, când ești la calculator singur, chit că vorbesc cu tine pe Zoom, da, în spate am o fereastră deschisă, vine un e-mail, trebuie să pot să mă uit pe el, telefonul țârie într-o parte, copiii sunt în altă cameră, îi aud cum, da, dacă sunt acasă, îi aud cum, nu știu, țipă, urlă sau ce fac ei și parcă îmi necesită o parte din atenție, mă îngrijorează pe acolo, parcă sparg ceva, poate, da? Eu sunt închis în cameră, vorbesc cu tine la telefon. Deci sunt fel de fel de distractori care apar de o parte și de alta, ascultarea devine tot mai importantă. Și evident trebuie să se deschidă mai mult unii către ceilalți interlocutorii pentru a compensa ce este pierdut. O să arăt în continuare concret. Iată niște acțiuni de compensare, da? Și în primul rând le institui în seama managerului. Pentru că el, având și poziția de autoritate și rolul de coordonator al comunicării, trebuie să aibă conștiința și responsabilitatea eficientizării actului de comunicare ușor compromisă, da? Comunicarea ușor compromisă fiind de canalele și de barierele care au apărut. El trebuie să-și asume deci un rol activ și o responsabilitate în înțelegerea conținutului mesajului și sentimentelor vorbitorului, să verifice împreună cu acesta dacă a înțeles bine mesajul și dacă l-a transmis bine, ca să compenseze ce s-a pierdut. Și am prezentat 6 metode prin care putem să compensăm deci ce pierdem: etichetarea emoțională, parafrazarea, oglindirea, rezumatul, întrebările deschise și stimulentele onomatopeice. Etichetarea emoțională. De exemplu, vorbim la telefon, da? Și nu te văd. Dar îmi dau seama că ceva e acolo, sună, uite, aud furie în vocea ta, frustrare, nemulțumire. Înainte vedeam lucrurile astea pe fața ta direct. Nu tot timpul putem să facem un zoom sau chiar și dacă facem, nu sunt în condiții foarte bune. Și atunci eu trebuie să intuiesc și să validez sentimentele pe care le citesc la tine, lucruri pe care înainte, iată, le vedeam din fizionomia ta foarte ușor. Nu trebuia să te întreb dacă pari furios, da? Pentru că era vizibil că pari furios, sigur, mult mai ușor de citit. Acum trebuie să te întreb poate: par furios, par rănit, par supărat, par liniștit, par trist. Aceste lucruri trebuie scoase în prim plan și eu trebuie să te întreb lucrurile astea. Da, par supărat, neliniștit, nu știu. Confirmăm că e așa. E o nevoie de confirmare pe care înainte nu o aveam. Este în același timp un bun mijloc de a susține conversația. Da? Pentru că te invit să te descarci, să te exteriorizezi, să-mi spui ce te apasă, ce te doare. Lucruri pe care acum le faci mai greu. Parafrazarea. Iarăși, pentru a compensa deficiențele de comunicare care apar pe diverse canale, nu pe toate în același grad și, evident, în aceeași măsură, dar care apar în funcție și de canal. Pe chat avem anumite mesaje, pe WhatsApp alte mesaje, pe Zoom alte mesaje, da? Nu comunicăm pe un singur canal, pe e-mail altele, folosim diverse medii și platforme. Dar atunci când ne auzim direct, parafrazarea, dacă am înțeles eu bine, ceea ce vrei tu să spui este, deci eu parafrazez, adică folosim propriile mele cuvinte, exprim ce am înțeles și share ție în mod explicit o confirmare. E corect? Vrei ca în urma acestei situații să sunăm clientul și să-i trimitem coletul la altă adresă? Am înțeles bine? Pentru că este foarte important, deci, să eliminăm erorile de comunicare care acum apar. Trebuie să validezi cu tine ceva ce înainte era implicit. Și, evident, interlocutorul spune: da, ai înțeles bine, asta este ceea ce am vrut să zic. Oglindirea și reflectarea. Doi oameni vorbesc la telefon, da? Sau pe diverse canale și interlocutorul spune: băi, uite, m-am dus, m-am întâlnit cu George. Și tu spui: cu George. Deci ești ca o oglindă, ca un ecou care intervine în discuție și confirmă interlocutorului că încă ești acolo prezent, că îl asculți, că îl urmărești, îi dai o validare a faptului că ești cu el în discuția respectivă. Poate să fie un call conference. Foarte mulți dintre noi țin conferințe, call conference, nu neapărat webinarii, nu neapărat canale Zoom. Suntem pe calls, da? Pe semnal audio, adică, și sunt 5 oameni, 10 oameni pe colul respectiv. Da? Și poate rulează o prezentare pe ecran, se văd niște slide-uri, dar se aud doar voci, nu se vede fizionomia nimănui. Și atunci eu pot să preiau anumite mesaje din interlocutor, să zic: aha, George, sau am fost să mă întâlnesc cu compania Y, compania Y, da. Deci, sigur, trebuie să știi momentele când faci aceste lucruri. Nu ești ca o maimuță care repetă ca nediscriminatoriu și doar așa, ca să te afli în treabă. Momentele importante le alegi, care subliniază că da, sunt aici cu tine, te urmăresc, iată, am preluat ultimul tău cuvânt, da? Mi-a intrat în cap, te-am auzit. E foarte important să reflectăm, să gândim înapoi, ca celălalt să primească un feedback. Este vorba despre feedback. Celălalt primește un feedback că eu îl urmăresc și că sunt în continuare pe același fir cu el. Lucru pe care l-ar fi văzut direct dacă vorbeam la masă, unde eram face-to-face și comunicam ochi în ochi. Bun. Sumarul și rezumatul, similar cu parafrazarea, arată că ai înțeles și că ai fost atent la ce a spus interlocutorul tău. Dacă vorbește mai mult, dacă are un mesaj mai complicat de spus, da? Atunci este bine să faci un rezumat simplu la final. Ok, ceea ce mi-ai spus tu până acum este că și că asta a fost înțelegerea mea. E corect? Da, e corect. Bun, mergem mai departe. Similar cu parafrazarea, sumarul este o parafrazare, dar pe un mesaj mai amplu, mai lung, da? Parafrazarea este pe o frază scurtă, pe niște elemente mai scurte. Sumarul este pe un mesaj mai lung pe care, nu știu, ai vorbit 5 minute, timp care ai încercat să-mi explici un concept și eu l-am înțeles și spun, da, ok, deci este asta, tu confirmi că am înțeles. Deci este și un mod de a-ți da feedback, că iată, am înțeles și te-ai făcut înțeles, na? Pentru ambii participanți este un lucru foarte bun. Întrebările deschise capătă un rol mult mai important și limitează sentimentul de interogatoriu. Sigur, putem folosi și întrebări închise pentru a punctua și focusa conversația către anumite planuri, dar și întrebările deschise sunt foarte bine, sunt binevenite în comunicarea asta mediată, pentru că ne lasă să ne exprimăm și deschid conversația. Nu în ultimul rând, încurajările onomatopeice, similare cu oglindirea și reflectarea, unde preiau anumite cuvinte, da, și arată că sunt și am preluat mesajul semantic și înțelegerea ceea ce spui. Încurajările onomatopeice sunt mai puțin intruzive în comunicare, da, pentru că eu tac, dar zic ok, Da, sunt încurajări mai discrete, dar la fel de importante pentru interlocutor ca să prindă curaj și, cum să zic, e o încurajare continuă, te ascult, te urmăresc, e foarte tran ce zici, ok, sunt cu tine pe aceeași lungime de fir. Iată, sunt doar câteva metode pe care le putem folosi pentru a face un enhancement, da, al comunicării, pentru a-i crește, pentru a-i crește utilitatea și a-i diminua rata de eroare care poate apărea ca urmare a medierilor pe care le folosim. Da? Pe orice canal am folosit lucrurile astea. Sau asta este prima consecință. Trebuie să folosim metode active de compensare. Sigur, pot intra mult mai multe în detalii, dar o să mă opresc aici și trecem la consecința a doua, care se referea la faptul că trebuie să ascultăm tot mai mult. Da? Nu mai vorbesc de faptul că oricum de foarte mult timp studiile au arătat că managerii de succes folosesc până la 70% din timpul lor pentru a asculta oamenii, nu pentru a vorbi. Un manager bun știe să asculte. Ascultarea și observația sunt instrumente de management care îți permit să înțelegi nevoile interlocutorului și să le servești, să comunici cu el în mod eficient, da? Și să-i lași pe ceilalți să se facă auziți în egală măsură. Dacă tu monopolizezi scena vorbind non-stop și intrând peste ceilalți și așa mai departe, evident ceilalți se vor simți frustrați, vor comunica din ce în ce mai puțin cu tine, vei ști din ce în ce mai puțin ce gândesc, vei ajunge tot mai mult în postura unui manager directiv și care ții de feedback. Deci ascultăm mai mult de acum încolo. Era util și până acum, devine o dată în plus util să ascultăm pe măsură ce comunicarea riscă să fie compromisă de canalele pe care le utilizăm și de, nu știu, sunt glinciuri pe sare puțin semnalul, sunt zgomote, trece o sirenă, trece o salvare. Tehnologia ne ajută foarte mult, dar are și micile ei probleme pe care trebuie să le compensăm, mai vorbesc de. A treia consecință, spuneam, distanțarea emoțională și faptul că trebuie să compensăm distanțarea emoțională, nu doar logistica comunicării. Da? Comunicarea aceste două componente. Mesajul, extrem de important, ce vreau să-ți transmit, actul de comunicare directă, mesajul. Vezi că mâine la ora 12, da? Avem o întâlnire cu toată echipa. Asta este mesajul logistic de conținut pe care vreau să-l transmit. Dar în afară de acest mesaj este și un context emoțional în care noi comunicăm. Un environment acolo pe care îl avem în vedere, care el lipsește în comunicarea mediată. Între noi apare o distanță nu doar fizică, ci și emoțională. Și atunci, fereastra lui Johari. Johari este prescurtarea de la John and Harry, doi psihologi care au creat acest model al comunicării eficiente, care ce spune? Care împarte spațiul de comunicare dintre doi oameni în 4 cadrane. Cadranul 1, cadranul 2, cadranul 3 și cadranul 4. Cadranul 1 se numește open area, deci area deschisă în care comunicarea are loc în mod eficient. Cadranul 2 și este known by self, known by others, cunoscut de mine și cunoscut de ceilalți. Este zona în care ce vorbim este la un loc, Da? Am pus un pix pe masă, tu vezi un pix pe masă. Zona blind este zona în care este necunoscută mie, dar cunoscută celorlalți. De exemplu, este o informație pe care tu ai aflat-o, da? Și eu nu știu încă. Este cunoscută ție, dar nu e cunoscută mie. Tu ai vorbit cu un alt coleg, da? Cu Paul, de exemplu, care ți-a spus că nu poate ajunge mâine la întâlnire sau nu poate intra pe call sau, da? Și tu nu știi chestia asta. Este blind pentru tine această informație. Ție ți este necunoscută, dar este cunoscută echipei și celorlalți sau unuia dintre ei și tu încă nu o știi. Trebuie să-ți fie comunicată această informație ca tu să o afli. Informație pe care ai fi avut-o implicit. Dacă mergeam, de exemplu, la birou 15 oameni într-un open space, vedeam fizic că Paul nu e acolo. Da? Băi, n-a venit Paul, ce-i cu el? Nu trebuia să-mi spună nimeni, pentru că la ora 10 ne uitam pe cea și vedeam cu toții că Paul n-a ajuns. Dar așa Paul nu poate suna 15 oameni să le spună fiecare în parte că mâine nu ajunge la întâlnire. Poate să dea sigur un mesaj către toți și așa mai departe. Dar poate vorbește cu mine pentru că eu l-am sunat întâmplător. Băi, Paul, ce mai faci? Și îmi spune mie, uite, nu pot să ajung mâine la call-ul de mâine. Și evident, până dă el mesajul către toți pe canale agreate, eu deja știu această informație, tu nu știi, este blind pentru tine. Hidden este cunoscută mie, dar necunoscută celorlalți. Reversul situației de care am vorbit. Eu am o informație și eu o dețin, ceilalți nu o dețin. Și zona unknown, necunoscută nici de mine, nici de tine, din grupul nostru, desigur, cunoscută de alții, avem nevoie să vină din afară să ne alimenteze cu ea. Ei bine, ce spune Johari? Spune foarte clar, vedeți acele săgeți care împing către dreapta, către jos și în diagonală. Spun că în comunicarea mediată trebuie să facem eforturi pentru a lărgi zona open. Deci trebuie să comunicăm încă și mai mult decât o făceam până acum, cu anumite tipuri de informații pe care înainte nici măcar nu ne gândeam să le comunicăm. Și acolo avem un self-disclosure, da? Eu vin la masa comunicării aducând informațiile pe care le dețin și le pun pe masă să le știe toți și la fel toți ceilalți, da? Deci devine actul de comunicare trebuie și zona de comunicare open trebuie construită acum, dacă vreți, în mod artificial, în mod conștient. Noi împreună, cei din grupul de comunicare, trebuie să facem efortul de a aduce aceste informații la masă. Lucru pe care, deci fiecare trebuie să-și facă practic o agendă de updates și de informații pe care vrea să le comunice celorlalți. Da? Atât despre sine, lucru care acum poate nu se... Înainte, de exemplu, iarăși te puteam vedea, poate cineva își făcea un tatuaj, da? Poate își schimba ochelarii, își cumpăra o haină nouă, diverse lucruri. Știți bine, mergeam la serviciu, vedeam un coleg și îl admiram pentru ceva ce a făcut. Wow, ce jachetă mișto ce a luat, ce costum, ce sacou, ce bine stă, ai o cravată nouă, îmi place foarte mult. Și aceste aprecieri, aceste observații fine pe care le aveam, nu mai ales către doamne, domnișoare, sunt foarte importante, arătau faptul că, iată, ești în atenția mea, îți dau un feedback pozitiv, te apreciez, e mișto ce ai făcut. Acum aceste lucruri dispar, da? Nu mai sunt acolo. Și trebuie să le comunicăm noi, să le aducem pe masă și să, sigur, am dat niște exemple, dar sunt informații care merită, evident, comunicate cu ceilalți și puse la un loc. Deci Johari spune în mod clar, trebuie să lărgim zona de open în mod conștient, distribuind informații, vedeți, self-disclosure, fiecare acolo, și acceptând și solicitând feedback. Deci, pe de-o parte, eu, comunicatorul, vin cu self-disclosure și cu exposure și cu cât mai multe informații de interes comun și le pun pe masă de comunicare, lucru pe care nu-l făceam până acum, pentru că le vedeam cu toții. Deci, altă parte, eu trebuie să solicit și să primesc feedback. Vedeți acolo către blind area scrie feedback, pentru că am nevoie de el. Da? Eu nu mai văd acum foarte bine în grup. Trebuie să primesc feedback și să-l accept cu mai multă ușurință, nu ca un atac direct, ci ca un mijloc de comunicare. Deci comunicarea, iată, trebuie să devină completă, clară, concisă, corectă și concretă. Asta sunt cei 5 ai comunicării și noi am pierdut pe toate. Am pierdut la completitudine, am pierdut la claritate, poate câștigăm la concizie puțin, pierdem iarăși la corectitudine și la concretețe, pentru că avem această mediere, trebuie să facem acest efort conștient de a corecta acești câmpi. Cei 5, cei perfecți, ai comunicării perfecte, sunt acum toți ciuntiți în diverse grade și proporții de mediere și trebuie să le completăm, să le corectăm pe fiecare în parte. Să fim siguri că avem o comunicare completă, clară, completă în sensul că tot ce trebuie transmis și înainte era implicit este transmis printr-un efort conștient, clară, că s-a auzit bine, cum a făcut înțeles, că lumea și rezumatele care vorbeam, inclusiv distorsiunile electronice, sunete și așa mai departe, wave-uri, pierderea de semnal, concisă, pentru că noi putem să stăm pe chat-uri și pe Zoom-uri. Stăteam în birou 8 ore împreună, da? Era foarte simplu, stăteam lângă mine și erai coleg de 1,5 metri, puteam vorbi din 5-5 minute, te întrebam ceva. Acum nu pot să stau 8 ore cu tine pe Zoom, da? Deci trebuie să câștigăm în concizie, trebuie să fie corectă și trebuie să fie concretă la obiect. Stabilirea obiectivelor. Acum, în calitate de manageri, dacă am discutat puțin de canalul de comunicare și de modul în care corectăm comunicarea, trebuie să spun, nu o să vorbesc de obiectivele de management, desigur, care sunt specifice fiecăruia în parte și țin de activitatea fiecăruia, ce are de făcut. Unii fac comunicare de management pe activitatea lor, servicii, alții fac produse, da? Fiecare. Deci o să dăm obiectivele de comunicare. Deci o să dau un exemplu. Spuneam că ăsta era teritoriul pe care eu îl coordonam: Serbia, Slovenia, Croația, Bulgaria, Bosnia, Turcia, Grecia, România, Kosovo, Albania, Muntenegru, Macedonia, Moldova și Turkmenistan. Și a fost un challenge să comunic across all these regions, you know? Atât din perspectivă culturală, pentru că erau și culturi diferite. Turcia, de exemplu, și Turkmenistan sunt și țări cu altă religie predominant. Trebuie să ții cont de obiceiurile culturale acestor țări, de cutumele lor culturale, dar fiecare nație în parte, mai vorbim de comunicare intraculturală, dacă aveți colegi distribuiți în alte țări sau în alte regiuni. Ei bine, o să vorbesc despre planul meu de comunicare. Deci spuneam, eu aveam un plan de comunicare cu ele, niște obiective de comunicare. Da? Da? Deci dacă revin aici, aveam aceste obiective de comunicare în mod specific. În ce sens? Având 14 țări, eu îmi fixasem luna, așa cum vedeți acolo un exemplu de calendar, ca în fiecare lună, cel puțin o dată, da, să vorbesc cu fiecare în parte. Deci aveam cel puțin o ședință online lunară cu fiecare coleg al meu din țările respective pe care eu îi coordonam. Era obligatoriu. Pentru că altfel, dacă nu vorbeam o lună, atunci nu vorbeam două, nu vorbeam trei, unde era calitatea mea de manager și de coordonator al acelui om dacă nu vorbeam cu el cu lunile? În ce consta calitatea și rolul meu de manager? Trebuia să vorbesc chiar mai des, evident. Dar zic, ca și plan de minim, nu înseamnă că să discuți o dată pe lună și nu înseamnă că vorbeam o dată pe lună, vorbeam și de 10 ori pe lună. Dar ca plan de comunicare aveam o ședință online lunară programată în calendar, în fiecare zi de 2 ale lunii. Turcia știa că eu vorbesc cu ei. Da? Asta era setup-ul în calendar. Sigur că puteau fi și alte iterații, alte ocazii de a vorbi neprevăzute care țineau de fluxul de activități pe care noi le desfășuram. Dar în mod particular știa că pe 2 avem programat ședința noastră lunară online, pe diverse canale. Pe vremea aia foloseam WebEx, de exemplu, care în continuare este un canal foarte bun. Pe 4 aveam cu Bulgaria, pe 7 aveam cu Croația, da? Pe 9 aveam cu Grecia și așa mai departe. După care aveam cel puțin 2 ședințe online pe an cu toți cei 14, da? Ne strângeam de 2 ori pe semestru, cel puțin, da? Dacă nu de mai multe ori, pentru că timpul tuturor era prețios și evident, inclusiv setup-ul logistic, 14 oameni, să sincronizeze agendele, nu era ușor, fiecare în țara lui avea treabă, dar încercam să facem chestia asta, cel puțin 2 ședințe pe an. După care, la fiecare 2 ani, întâlnire cu toții face-to-face. Cam asta era setup-ul de comunicare pe care noi îl urmăream. Stabilește un calendar în avans. Stabilește un calendar în avans și preferabil repetitiv. Stabilește o structură a ședinței de comunicare. Trebuie să aduci beneficii, trebuie să aducă beneficii ambelor părți. Adică comunicarea să fie simplă și naturală. Da? Este foarte important să existe un calendar a acestor și oamenii să știe, să fie previzibilă. Și să aducă beneficii ambelor părți. Nu este vorba doar de monitorizare. Adică eu comunic în calitate de șef cu tine și rolul meu este să te supervizez, să te monitorizez. Sunt acolo ochiul Big Brother care vine să te monitorizeze. Am și rol de suport. Fac această comunicare să fie un beneficiu pentru tine. Și iată agenda pe care o aveam cu oamenii. Sigur, fiecare își poate seta agenda, dar ce discutam cu ei în ședința lunară? Probleme curente, status și subiecte, da, curente, cum stăm cu proiectele noastre, barieri și necesar de comunicare și necesar de resurse, ce dificultăți ai întâlnit, care sunt problemele pe care le-ai întâlnit pentru și care te opresc să-ți atingi obiectivele pe care noi le-am agreat, ce obiective de dezvoltare personală ai și cu ce te pot ajuta în acest sens eu ca manager, noi idei, pentru că sigur trebuie să discutăm mereu noi idei și inovație, și diverse task-uri administrative. Cu acest setup, cu această agendă clară a discuției, sigur, în afară de elementele incidentale care apăreau neprevăzute, noi aveam o ordine și o disciplină a comunicării și o eficiență a comunicării. Da? Începeam cu problemele curente, le rezolvam pe astea primele, bariere, resurse, poate mai am nevoie de bani, poate mai am nevoie de timp. Oamenii spuneau ce probleme au și eu veneam cu feedback-ul lor. Deci ăsta era setup-ul, obiectivele de comunicare. Și evident comunicarea trebuie să devină cât mai naturală, simplă și frecventă. Focus mai degrabă pe oameni decât pe procese. Ședința de comunicare trebuie să fie un eveniment, nu o obligație de serviciu. O bucurie pentru ambele părți. Mai ales că, iată, comunicăm la distanță. Dacă e birocratică, distantă, autoritară, evident, devine cu atât mai greu de suportat. Dar hai să fim friendly în comunicările astea, hai să folosim cuvinte normale, firesc, să fim informali cu colegii noștri, să ne simțim bine și comunicarea să fie un prilej, iată, de a ieși din izolarea asta, dacă vreți, socială și distanțarea socială și fizică, să intrăm pe elemente umane. Un element, câteva topici pe zona de motivare. Oamenii se demotivează foarte ușor când stau singuri acasă, pentru că știți, grupul îți dă anumită energie. Când te duci cu ceilalți, dacă la 10 încă n-ai chef să lucrezi, pentru că ai auzit mai ciudată, te doare capul sau altceva, colegii totuși te trag, te încurajează, te aduc o cafea, te ajută cu diverse lucruri. Simți energia grupului și suportul grupului, ei sunt acolo să te ajute. Pe când acasă singur, motivația începe să scadă, lipsa de disciplină, te iei cu diverse lucruri. Zici, hai că stau 5 minute la televizor să văd știrile, știi? 5 minute devin 10 minute, 10 devin 15, te ridici tot mai greu din... E foarte ușor să... Pe când la serviciu, știu, intrăm și la serviciu pe Facebook, pe diverse canale, dar energia grupului și setup-ul nu ne lasă să-l încezim așa la lung, pe când acasă poți să cazi în oala cu melancolie și să rămâi acolo. Descade foarte ușor nivelul de energie. Sunt o groază de distractori. Avem gena de a întreba, nu știu să o fac pe asta. Înainte era foarte simplu, întrebam pe colegul din dreapta, băi, cum fac chestia asta? Acum trebuie să sun pe cineva, să le transmit că sunt ușor în impas. Este un telefon direct pentru a le arăta că pe unii o să zică că sunt prost. O să creadă că, uite, nici, bă, nu știu să faci chestia asta. Adică se vor simți jenați să întrebe niște lucruri simple, elementare, pe care altfel l-ar fi întrebat imediat. Și acum trebuie să facă un telefon special pentru chestia asta, trimite un e-mail sau... Nu mai vorbesc de lipsa de mediu și condiții pe care unii au acasă, pentru că suntem înghesuiți în apartamente, 2-3 camere. Camerele astea aveau și ele rolul lor. Nu este ca și cum brusc de mâine pot să-mi eliberez o cameră și să o folosesc ca birou. Stăm în dormitoare, stăm în sufragerii, stăm în bucătării, stăm pe holuri, stăm unde am avut fiecare câte un loc. Dar acel loc oricum era destinat altui scop, da? Cine are 7 camere? Nu discutăm de așa ceva. Să zici că îți faci un studio într-o cameră anume și biroul izolat. Fiecare a făcut ce a putut și dacă a fost și cu soția acasă, atunci și soția are nevoie de birou, da? Și atunci, iată, spațiul devine încă și mai mic. Motiv pentru care trebuie să fim mereu ca manageri conștienți de nevoia oamenilor de a fi încurajați. Trebuie să avem mai multă răbdare, să transmitem siguranță, să încurajăm pe partea de disciplină, să-i ținem on track. Adică motivarea lor, care înainte era implicită dată de energiile grupului, acum se pierde și noi trebuie să dădim mai multă răbdare și mai mult suport pentru oamenii noștri în acest sens. Trebuie să compensăm lucrurile astea în mod conștient, cu, spuneam, răbdare și mai multă dragoste și implicare. Ca instrumente electronice, aș recomanda să fim foarte atenți la background. Vedeți, Zoom permite și diverse softuri permit. Am în spate acest background artificial. Iată niște exemple concrete al unor oameni care au fost și chiar pe canale publice, vedeți CNN, diverse. Cum e să știți cazul celebru celui care din stânga sus, care era live la BBC și peste că au intrat copiii, a devenit viral. O fază foarte mișto. A venit mama după era pe acolo pe jos chinuită, vedeți, încerca să rămână de-a bușilea, să tragă copiii din cadru. Și domnul din stânga jos e foarte funny, probabil într-o cameră de hotel, nu știu, răvășită de uragan sau nu-mi dau seama că pare totul acolo, vedeți, ușa la dulap în spate e deschisă, ceva e căzut, o dormeză, pe nu știu, ceva, patul e deranjat. Pare un coșmar de, pare o cameră de aia de motel de film de groază. Realmente pare că urma să se întâmple ceva groaznic în camera aia sau s-a întâmplat deja. Și tot e foarte etern, foarte... Deci trebuie să fim foarte de la setup, cum ne poziționăm în spațiu, să nu transmitem, pentru că dacă te văd o oră în camera aia de coșmar, e imposibil să nu-mi distrag atenția către elemente de la subiect. Deci vă recomand să fiți atenți la astfel de soluții și iată, printre altele, Skype-ul, unul dintre cele mai utilizate canale de comunicare, utilizează în momentul de față, are și blur și background removal, deci folosiți astfel de soluții pentru că sunt foarte utile. Ne dau și nouă un sentiment de confort personal că suntem într-un spațiu, iată, creat artificial, nu se vede neapărat ce avem în spate, toate lucrurile astea, na, poate avem dezordine acasă, nu? Cum aveau oamenii din imagine. De ce să se vadă lucrurile astea, ce caută ele în comunicarea publică? Un alt soft pe care l-am folosit și pe care vi-l recomand, Every Time Zone, afișează simultan, vedeți, fusele orare pe toate continentele. E foarte mișto, poți să vezi la momentul respectiv, vezi zona cu verde, că uite, Ronald, de exemplu, doarme, e 4:15 la el dimineața, nu ar fi o ocazie bună să-l sun. Pe colegii de la mijloc cu verde, poți să-i sun pentru că sunt cu verde, e 10:15, 11:15, respectiv 1 PM și 15. Și pe celălalt coleg, pe taș, e 11 PM noaptea, poate n-ar fi o idee bună să-l sună acum. Sigur, pentru cei care au colegi în diverse alte țări. Slack, una dintre cele mai mari platforme de comunicare, aduce toată comunicarea companiei într-un singur loc. E absolut fabuloasă platforma asta. Vă recomand, n-avem timp să intrăm în detalii, doar vă recomand și o precizez. Merită investigată. Și iarăși Teams de la Microsoft, o platformă pe care eu am folosit-o și foarte mult timp și mi-a plăcut foarte, este absolut remarcabil. Mai adaug aici, scuze că intervin, și Monday.com, unde pot. O să-l vezi imediat. O să-l vezi imediat, Laszlo. Ce este bine acum la Teams este și că vedeți Making Teams Available for Everyone. Urmarea COVID, Microsoft a decis să liberalizeze cumva, nu știu dacă forever, ci pe, sigur pe perioada de crizei, accesul la această platformă. Merită să faceți un test. Și evident, o platformă pe care o utilizez și îmi place foarte mult și Laszlo a ținut să intervină, eu o utilizez în mod curent la Academia de HR, Laszlo la Business Days asemenea. Și cu alți colegi o folosim. Monday, o platformă absolut fabuloasă, vă recomand din tot sufletul, face foarte colaborativă, face foarte bun task management-ul, alocare și mulțare de task-uri, are multiple funcții de automatizare. Laszlo cred că și-a mutat tot business-ul pe Monday, nu? Tot ce face este pe Monday și chiar merită, este și affordable. Vă recomand să o investigați, sigur, e la alegerea voastră, sau Slack, Teams, Monday, merită investigate, sunt platforme de top și își fac treaba, sunt și ieftine și accesibile. Bun, so, cam asta ar fi, dragilor, așa pe repede înainte, despre comunicare. Ca să rezum, comunicarea pierde în primediere, trebuie să compensăm noi în mod activ ce se pierde, atât pe mesaj cât și pe comunicarea emoțională. Trebuie să avem mai multă răbdare cu ceilalți, să micșorăm distanța emoțională prin acțiuni explicite, să le aducem oamenii aproape, să fim atenți la tool-urile pe care le utilizăm, pe care ne pot ajuta sau ne pot strica imaginea, cum ați văzut, acea cameră de motel neinspirată, să folosim de soluții care ne ajută și ne pun în valoare, luminoase și așa mai departe, și să comunicăm mai des și să ascultăm mai mult decât oricând. Este un timp în care a asculta este mai important decât oricând. Serviciile noastre, consultanță rapidă, acum pe HR și management foarte cerut. Avem mulți clienți care ne întreabă: băi, rapid, vreau punctual, o oră jumate, spune și mie cum să scap de chestia asta. Nu le trebuie mai mult, de-aia am și numit o consultanță rapidă. Și managementul schimbării, tot ce prin schimbare acum este foarte important, să facem schimbarea cum trebuie și întotdeauna schimbarea este prin oameni. Nu poți să schimbi tu mobilierul, poți să schimbi tu piesele, poți să schimbi tu ce vrei. Dacă nu schimbi oamenii, schimbarea nu există de fapt. Oamenii fac schimbarea, nu e despre tehnologie. Tehnologia este un instrument, iar doar ne ajută. Deci trebuie să lucrăm un pic cu oamenii, schimbarea începe cu oamenii. Asta este. Deschidem sesiunea de întrebări? Laszlo? Da, sau cum mai avem 15 minute. Avem două întrebări. Perfect. Alin, cum coordonează echipa care trebuie să lucreze în teren, de exemplu cei care lucrează la rețeaua de apă? Și dacă vrei să răspunzi. Da, cum coordonăm? Dacă dai în jos, ar trebui să fie sub video, da. Open questions. Se vede? Da, eu în share screen. De la... să... Da, mai bine, tu nu reușești să vezi acum repede. Da. Și să nu țin oamenii... Ok. Cum coordonezi echipe care trebuie să lucreze în teren? De exemplu, cei care lucrează la rețeaua de apă. Am înțeles. Păi, în primul rând, ce mijloace de comunicare avem în teren la dispoziție? Asta este foarte important. Telefonul, cel puțin telefonul îl avem, nu? Care la fel poate să aibă niște aplicații pe el de comunicare, cum ar fi WhatsApp sau Zoom, care este disponibil. Trebuie să aibă telefoanele echipate cu capacitatea de a comunica la distanță în sensul internet, da? Să aibă date pe ele, un abonament de date. Asta este primul lucru, altfel la distanță nu pot să comunic. Dacă omul este în teren, un walkie-talkie, dar nu bate la distanță foarte mare. Comunicarea radio, sigur, e încă și mai primitivă. Deci ne trebuie clar telefoane smart cu aplicații pe ele, Zoom sau WhatsApp și așa mai departe, care să ne permite comunicarea cu acea persoană în timp real. Eventual putem avea instrumente de localizare, gen GPS-ul și alte, ca să vedem că sunt siguri acolo poziționați și că au ajuns la destinație. Deci avem comunicare prin voce, comunicare prin imagine și geolocation. Asta cel puțin, plus comunicare în scris. Dacă avem în spate și trafic de date, da? Atunci avem și putem să intrăm pe niște platforme colaborative, pe Google Docs sau pe alte tipuri de documente. Dar dacă oamenii sunt în teren, cea mai probabil la îndemână și facilă, ține și de nivelul de tipul de comunicare de care ai nevoie, rămâne telefonul și video. Deci va trebui să comunicăm foarte des cu ei, să avem un plan de comunicare, ai ajuns la locație, cum este acolo, ai găsit totul cum trebuie, poți să trimiți o poză sau să intri live să văd, nu știu, ai niște dificultăți, ai găsit altă situație, cetățeanul nu era acasă sau situația din teren e alta decât cea pe care ne-au transmis-o în centrală. Dar totul depinde de tehnologia pe care o avem cu noi. Însă investiți în, spuneam, trafic de date și în smarturi sau tablete, evident, dar ține și de nivelul de pregătire și inteligența al oamenilor despre care vorbim și de banii de care dispunem. Dar cel mai la îndemână este clar telefonul mobil cu aceste aplicații pe el. O altă întrebare e din partea lui Ionuț. Cum combați motivația scăzută, scăderea de energie și rezistența la schimbare? Foarte bună întrebare. O situație cu care ne confruntăm tot mai mult în perioada asta și am menționat-o și eu. În izolare, acasă, spuneam, în spațiul lor, nici nu mai putem să ieșim din casă la fel de des. Inclusiv aerul curat ne ajuta psihologic să fim oameni și să funcționăm firesc ca oameni, nu? Statul în casă prea mult timp nu ajută nici măcar la sănătate, sigur, cu excepția perioadei de acum de pandemie, când trebuie să stăm în casă pentru sănătatea noastră, altfel era bine să ieșim la aer. Dar toate fiind condițiile, stăm în casă pentru că este safe. Însă, ce se instalează? Demotivare, clar. Cum o combatem? Printr-un proces activ de suport emoțional celor în cauză. Managerul trebuie să-și asume acest rol. Nu-l poate avea altcineva. Sigur, ne putem baza pe colegi, pe fiecare în parte să-și susțină psihicul, dar este rolul meu să o fac. Pentru că ce este echipa? Sunt oamenii mei, nu? Ca și copiii mei, trebuie să am grijă de ei. Și atunci, poate cu oamenii pe care îi simt mai vulnerabili, cu o structură emoțională mai slabă sau cu un context mai defavorabil, au probleme acasă, au părinți mai bolnavi, au și alte elemente care îi vulnerabilizează, trebuie să comunic mai des. Salut, George, ce mai faci? Cum sunt ai tăi? Sunt bine în continuare? Ok. Tu cum ești? Cum treci prin situație? Hai că suntem, uite, mai avem o lună de... Ai văzut că s-a prelungit, mai stăm o lună acasă. Dar uite, te ajut cu ce pot. Ne auzim și peste 3 ore, vorbim din nou cu situația aia. E că comunicarea deasă. Înlocuim deci, prezența fizică cu o comunicare deasă. Ne auzim și de 3 ori pe zi, dacă se poate, dar la inițiativa aia mea, a managerului. De ce? Pentru că subordonatul, colegul meu, s-ar putea să nu aibă curajul să-și deranjeze șeful de 3-4 ori pe zi. Deci în criză, și situația de genul ăsta, rolul managerului crește foarte mult pe comunicare. O bună parte din misiunea lui este acum de comunicare, pur și simplu. El trebuie să comunice cu oamenii, pentru că nu mai sunt în jurul lui, ca pui, da, în jurul cloștii, sunt departe. Nu-i mai vede direct. Odată este o societate de business, să-i monitorizeze, să-i controleze, să fie sigur că își fac treaba, nu neapărat la modul polițist, ci la modul eficienței directe a activității. Dar este și, spuneam, suportul emoțional. Deci comunicați des, sunați oamenii și întrebați de starea lor, vorbiți și despre alte lucruri, nu despre job neapărat. Cum stai cu raportul ăla? Ce mai face pisica? Ce mai face câinele? Ce mai fac ai tăi? Ce mai faci tu? Cum te simți? Ți-ai făcut, uite, fă 10 minute de sport pe zi. Încercați să veniți cu mici idei, să le dați diverse linkuri, să share-uiți diverse glumițe pe care le găsiți pe net, să le dați, uite, am găsit chestia asta mișto, uite, share-uiesc cu tine. Un link, un clip YouTube, pe Facebook, ceva funny, o carte, un citat, citatul zilei, poți să vii cu ceva care să te inspire. Deci acest rol de a susține spiritul și energia îmi revine mie ca manager, sunându-mi eu oamenii ca ei să nu cumva să simtă jena, îmi surpă șef de 7 ori pe zi, da? Sun eu atunci și intervin și susțin psihologic și moral. Laszlo, alte întrebări, cu drag. Aici nu mai sunt. Ba da, în scenariul în care echipa stă în stand-by acasă, pregătită pentru intervenții, cum se poate fructifica acest timp mort de așteptare între două intervenții? Păi uite, e o perioadă foarte bună pentru dezvoltare personală și pentru... Trebuie să uităm la viitor. Da? Situația asta nu va dura la nesfârșit. Nu are cum. Deci sustenabil, noi putem să stăm în casă mai mult decât vom sta deja, pentru că impactul economic va fi uriaș. Și trebuie să ieșim din povestea asta cu grijă, evident, dar trebuie să ieșim din ea. Guvernul, sigur, și statul va stabili care este momentul optim pentru acest lucru, dar noi trebuie să fim deja pregătiți pentru acel moment. Adică acum să profităm de acest moment, nu să stăm cu mâinile în sân, dacă toți stăm acasă, stăm degeaba. Eu aș prefera să fac ceva cu acest timp și al oamenilor mei. Da? Deci dacă oamenii toți stau stand-by, dar nu fac nimic pentru că nu au nimic de făcut, poate uite, este o ocazie bună să particip la niște webinarii, să înveți lucruri noi. Dar în egală măsură poate este bine să folosim acest timp pentru a pregăti tranziția către normalitate, dar care nu va fi normalitatea din trecut, va fi normalitatea din viitor, va fi o nouă normalitate, vor fi niște lucruri schimbate. Va trebui probabil să conviețuim cu COVID-ul mult timp de acum încolo. Nu înseamnă că dacă ieșim din izolare peste o lună, peste două, nu știu, când va hotărâ guvernul, da, și statul, ne supunem legilor statului, evident, nu putem să ne întoarcem la ce a fost. Noi vom conviețui cu această pandemie poate multe luni bune de acum încolo. Va trebui să luăm în continuare măsuri de protecție, va trebui în continuare să fim distanțare socială, va trebui în continuare să instituim măsuri de protecție la locul de muncă, distanțe, filtre, măști. Deci este un foarte bun timp să pregătim tranziția către noua normalitate, nu să stăm cu mâinile în sân. Ce vom avea nevoie în viitor când ieșim din povestea asta? Cum gândim activitatea? Ce softuri ne mai trebuie? Ce licențe mai trebuie să cumpărăm? Ce tehnologii? Cum facem cu oamenii? Deci aceste lucruri trebuie gândite și planificate în avans de fiecare. Să ne pregătim, nu să mai stăm. Deci plus încă o dată dezvoltare personală. E un timp foarte bun pentru a face lucrurile astea pe care în trecut, eu știu că îmi trimiteau oamenii cu forță la traininguri, da? De foarte multe ori. Nu doar că era o obligație legală, era o obligație de business și nu aveau timp să o facă. Și acum am zis, băi, duceți-vă, uite, o bună ocazie să faceți. Sunt și foarte multe resurse gratuite, sunt și unele pe banda, sunt și ele mult mai ieftine. Deci investiție în dezvoltare personală și, doi, pregătire pentru schimbare, pentru noua normalitate, cea care vom fi după ce ieșim din starea de urgență. Cum combați time managementul deficitar și lipsa de productivitate unor colegi angajați? Uite, chiar am un curs pe tema asta pe Academia de HR despre managementul timpului și productivitate personală, care abordează lucrurile astea în foarte mare detaliu. Adică eu am ajuns la un nivel de eficiență aplicând, să zic că lucrurile astea cresc. Noi nu ne naștem time manager, noi nu ne naștem eficienți. Noi învățăm să fim eficienți. Urmarea presiunilor și activităților pe care le desfășurăm. Când am început jobul la BDO, având în coordonare 14 țări, primele mele reacții au fost de panică, copleșit fiind de volumul de activitate și de complexitate pe care am avut de-a face. Pur și simplu nu știam să fac față complexității respective. A trebuit să mă formez și să mă educ în time management și productivitate personală. Și întotdeauna m-a încurajat gândul, băi, dar sunt oameni care conduc companii cu sute de mii de oameni în 150 de țări, adică ei acum fac față. Sigur că un aparat piramidal în spate, dar psihologic vorbind, deci sunt foarte multe resurse de time management. Este o știință întreagă, disciplina asta. Eu am învățat-o la rândul meu și de-aia spuneam, poate e un moment foarte bun să o învățăm cu toții, dată fiind complexitatea în care lucrăm acum și avalanșa asta de schimbări care ne disrup din normalitate. Deci pe lângă ce aveam de făcut, de acum trebuie să gestionăm și schimbarea odată în plus. E o presiune pe noi suplimentară de care nu aveam nevoie, dar trebuie să-i facem față. O tehnică de time management este sigur să ai foarte clar, dar sunt multe, să zic, e un curs întreg pe care îl țin, vă invit cu drag să intrați pe Academia de HR.ro să vedeți acolo, eventual să vă și înscrieți. Dar o tehnică pe care o recomand acum rapid ca să-ți răspund la întrebare este clarificarea foarte, foarte clară a obiectivelor și planul zilei. Nu ai voie să începi ziua fără un plan. Chit că planul ăla nu va fi respectat. Viața e complexă, trăim într-o perioadă cu urgențe, tot timpul se întâmplă ceva, ne uităm la televizor ce s-a mai întâmplat, ce comunicate mai vin din partea statului, ce statistici mai sunt, ok. Chestiile astea ne pot dizrupe de planul nostru, ne pot muta pe alte foarte bine, dar măcar am un plan. Măcar am un plan. Adică am o direcție de care țin cu dinții cât pot. Dacă n-am niciun plan, atunci cu certitudine îți garantez că ești o frunză în bătaia vântului și nu te afli în control. Singura ta calitate este că reacționezi, deci ești reactiv, nu proactiv. Sau un răspuns pe scurt este planul zilei. Și ultima întrebare pe care o mai preluăm, pentru că trebuie să închidem. Un consultant de vânzări de teren, ce obiective poate să își pună? Cum îl plătim dacă nu are rezultate la sfârșit de lună? Dacă planificarea lui e precară, motivată că nu răspund clienții, cum ne putem organiza eficiența, bănuiesc? Întrebare pusă de Neculai Daniela. Un consultant de vânzări de teren, ce obiective poate să pună? Da, aici, sigur, fiecare companie în parte trebuie să știe. Sigur, e rolul managerului să adapteze obiective la situația curentă. Ar fi absurd ca în momentul ăsta, când suntem în stare de urgență, călătorile sunt limitate la interes de serviciu și nici alea nu mai pot, da? Birourile sunt închise, oamenii sunt acolo unde ar trebui să fie. E mult mai greu să vinzi anumite lucruri. Doi, pentru că oamenii sunt oricum și mai puțin dispuși să cumpere anumite lucruri, din prudență financiară, poate, dacă nu din alte motive. E bine, deci este important să ne adaptăm obiectivele în primul rând. Deci ăsta este rolul managerului. Nu putem să stăm cu obiectivele pe care le aveam în trecut. În trecut aveam, nu știu, planificată 20% creștere anul ăsta servicii, nu are sens să mai vorbim despre ele, planurile au căzut de mult, trebuie să le rescriem. Deci consultantul de vânzări de teren acum trebuie să aibă obiective adaptate noului context. Mai are el ce vinde? Dacă da, și dacă mai sunt clienți care cumpără produsele respective și sunt, nu știu, curieratul, zona de farma, zona medicală, domeniul alimentar, agricultură, diverse echipamente care sunt iarăși, da, magazinele online, diverse platforme, software și așa mai departe, încă vând și au consultanți de vânzări și client service. Deci, în primul rând, să adaptăm obiectivele la noul context. Cum îl plătim? Ca întotdeauna, în funcție de rezultate. Dar este important să adaptăm obiectivele la noul context, să fie realiste. Pentru că dacă nu, evident, omul nu are ce să atingă, iar noi nu avem ce să-l plătim. Poate în acest moment, nici măcar la rezultate nu trebuie să ne mai uităm atât de mult, strict vorbind, în sensul câte piese, câte șurubele a vândut, câte piulițe a vândut, cât mai degrabă la dorința și intenția unui obiectiv special trebuie să fie de client service și de menținerea relațiilor cu clienții, nu neapărat de vânzări. Adică unul dintre obiectivele acum de conversie și de tranziție trebuie să fie păstrarea relației cu clienții și dezvoltarea unor planuri de tip bridge, pod, peste criză. Acum nu mai cumperi de la mine, pentru că viața este grea și nu mai ai nici tu resurse. Dar hai să păstrăm legătura pentru peste o lună, pentru peste două, când vei avea în continuare nevoie, dacă vrei să mai funcționezi, desigur, că aveai nevoie de ele până acum, vei avea în continuare nevoie de mine. Și hai să păstrăm legătura. Și atunci, poate consultatul de vânzări trebuie să devină comunicator, în primul rând, să păstreze legătura cu clienții, să întrebe ce nevoi mai au, cum mai stau, din când în când, să păstreze. Deci, sigur, în rest, e un răspuns foarte complex, că ține foarte mult de condițiile particulare pe care acum în întrebarea ta nu le avem, Daniela. Deci am răspuns la ce am înțeles și pe scurt, cam asta ar fi răspunsul. Mulțumim frumos, Sorin, mulțumim frumos audienței pentru participarea la acest webinar. Așa cum am rugat la începutul acestui webinar,